Un bărbat din Dolj a fost împușcat mortal într-un bar din Italia în timp ce încerca să jefuiască barul. Patronul localului l-a surprins pe acesta în flagrant și nu a stat pe gânduri. A luat arma și a tras. Hoțul a reușit să fugă, însă din cauza loviturii a murit la doar câteva străzi distanță. Autorul crimei, patronul barului, a fost arestat și acuzat de omor. Trei tineri au încercat să jefuiască un bar tutungerie, însă au fost prinși chiar de patron, care a luat pușca și a tras spre grupul care încerca să fure. Doljeanul de 28 de ani a fost cel care i-a căzut victimă. A fost împușcat de la o mică distanță direct în spate. A reușit să fugă, iar la câteva străzi distanță de locul faptei a fost găsit mort de autorități. Patronul localului a fost reținut de polițiști și este acum cercetat pentru omor. Potrivit anchetatorilor, bărbatul inculpat este în stare de șoc și a povestit că între el și hoții a avut loc o încăierare, iar unul dintre ei a tras de țeava puștii și a descărcat-o accidental. Versiunea a fost însă contrazisă de fiul său. Cadavrul bărbatului a fost identificat de fratele acestuia, care a mers la morga din Italia.